Iuregel, Chivanoc, bună dimineața, puteți să ocupați locurile. Am un, un singur, adică două versete, un paragraf scurt din Ieremia de la capitolul 1, versetul 4 și versetul 5. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel... Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și ca mai înainte să fie și tu din pântecele ei, eu te-am pus deoparte și te-am făcut proroc al neamurilor. Amen. Amen! În dimineața aceasta vom vorbi despre conectarea la energia vitală. Conectarea la misiunea care Dumnezeu ți-a încredințat, toți, misiunea vieții tale. Oare versetul acesta se aplică doar lui Ieremia? nu mai pentru Ieremia știa Dumnezeu dinainte totul și numai pe Ieremia l-a chemat la o misiune specială? Sau te-a chemat și pe tine la o misiune specială? Nu există unul aici care să nu fie chemat la o misiune specială, mai mare sau mai mică, dar ești într-o misiune aici pe pământ. Și crede că nu vei fi fericit până nu împlinești misiunea ta. Ăștia cu mass media tot ne spun că la următoarea achiziție vei fi fericit. La următoarea experiență tare în Tenerife sau unde o mai fi, acolo vei fi fericit. Cu alte cuvinte, cu cât, mai mult, cu cât mai multă stimulare senzorială vei avea, cu atât vei fi mai fericit. Spuneți-mi, e adevărat sau nu e adevărat? Adică fericirea e undeva în exteriorul tău și cu cât alegi mai nebunește în exteriorul tău, zic e, cu atât vei fi mai fericit. Nu e adevărat. Vei fi fericit dacă te conectezi la interiorul tău. Și conectarea la interiorul tău înseamnă să crești înspre misiunea ta. La evrei, așa se spune, Hag Samea, când este o sărbătoare. Hag Samea înseamnă sărbători fericit. Boldo Corocioni, Crăciun fericit. Hag Samea. Samea, fericire, are aceeași rădăcină cu somea. Somea înseamnă a crește. Oare întâmplător, e aceeași rădăcină pentru fericire, cu, pentru a crește. Tu nu poți fi fericit cu adevărat decât te, dacă te maturizezi până la maximul potențialului tău. Atunci vei fi cu adevărat fericit. Dacă nu, poți să alegi cât vrei tu pe lumea asta, că vei avea mai multă plăcere, dar nu și fericire. Să nu confundăm fericirea cu plăcerea. Sunt două lucruri total diferite. Vedeți, am zis că fiecare dintre noi are o misiune specială, o misiune hărăzită de Dumnezeu, cum avea Ieremia. Ne spune Uh, Scriptură, o să găsești în mai multe locuri din Scripturi că unii nu aveau copii și s-au rugat lui Dumnezeu, dăm un copil. Și îngerul spune, la anul pe vremea asta voi veni și tu vei avea un copil. Și rabinii se întreabă, cum adică un an? Că noi știm că e suficient nouă luni ca să se nască un copil. Și ei vin cu o interpretare, nu se susține cu alte versete din Scripturi, dar e o interpretare interesantă. Și ce zic ei? Că de fapt trei luni înainte să te naști tu pe lumea asta, să vii pe lumea asta, cu trei luni înainte, Îngerul lui Dumnezeu te pregătește pentru misiunea specială care o ai tu aici pe pământ că nimeni nu vrea să vină de bună voie aici pe pământ. Că ce zice Scriptura despre pământ? Că e valea fericirii. Aici e valea umbrei morții și nimeni nu vine cu entuziasm când e vorba de valea umbrei morții. Dar pentru că ai o misiune de îndeplinit, până la urmă sufletul se lasă copleșit de dragostea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ar putea El să le facă pe toate, dar trebuie să o facă prin tine, totuși, ca să, fii, să cooperezi cu Dumnezeu, să fii coechipier cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea ca să aibă relație cu o persoană care e la același nivel cu el, înțelegi? O să zici, asta spune erezii. Vrea să fii la același nivel cu el, că altfel nu poate avea o relație adevărată cu tine. E la mod acum să stai cu câini și cu pisici. Nu mai crește copii, nu mai câini și cu pisici, și pisici. Dar întrebarea mea este, oare poți să ai cu un câine așa o relație ca și cu un om de la egal la egal? Ce au oamenii cu câini relații? câinele nu te dezabăgește niciodată, așa? Nu te deza, el tot așa știe. Dar omul te poate dezavăgi și atunci nu vrem să ne asumăm riscul să fim dezamăgiți. Dumnezeu și asumă riscul să fie rădic, să fie dezabăgit. Și vrea să ai o relație adevărată cu tine. Tu nu o relație adevărată cu câine. Numai cu un om care e la același nivel la uh, spălarea picioarelor de -i -i -i. Domnul Iisus. Picio spălarea picioarelor ucericilor, ce le spune Domnul. Nu vă mai numesc robi, de acum vă numesc prieteni. Sunteți la același nivel cu mine. La, le transmite un mesaj foarte puternic. Dumnezeu vrea să te îndumnezească, să te ridice la un nivel la care nici măcar nu te gândești tu ce nivel în alte. Dar pentru asta tu trebuie să te maturizezi aici în valea plângerii, să ajungi la nivelul acesta, să te îndumnezeiești, să faci misiunea la care te-a chemat Dumnezeu. Evrei așa gândesc, ticul adică să facem lumea asta un pic mai bună ca să pregătim venirea zilei cele mari a Lui Hristos. Vedeți că în creștinism e la modă, cu 200 de ani în urmă, asta cu răpirea. Nu prea se punea accent până atunci pe răpire. Și de gândim, vai, ce dezastru o să fie pământul, tot mai degradat, totul se degradează și atunci vine Hristos să domnească pe pământ. Am o întrebare, cum să domnească Hristos care e sfânt peste o lume așa degradată? uită ce zice apostolul Petru, ce zice el. Zice, ce fel de vieță ar trebui să aveți voi ca să ce să faceți? Ca să grăbiți venirea zilei celei mari a lui Isus Hristos. Nu zice, bă, ce, să vă degradați mai tare ca să-l forțați pe Hristos să vină. Da, nu. Hristos domnește pe, peste niște spirite nobile. Tu, nu poți să ai un președinte, tot de plângem de clasa politică. Bă, ce clasă politică au reușit să ne bage, râdă teribil. Nu poți să ai o clasă politică mai bună decât starea de spirit a oamenilor. Hitler a domnit pentru, peste Germania. De ce? Pentru că era o stare de spirit antisemită și o stare de spirit în care nemții au fost umiliți. Și el a venit exact pe starea asta de spirit să împotriva evreilor și să redea demnitate germanilor că dacă ar veni zilele noastre, nu ar fi ales președinte, că e altă stare de spirit, înțelegi? Deci depinde ce stare de spirit are poporul și încă o dată subliniez ce a zis Petru. Ce fel de vieță ar trebui să aveți voi ca să grăbiți venirea zilei celei mari a lui Isus Hristos. Și Ieremia este unul care e gata să aibă starea asta de spirit și să se bage la jug. Doamne, eu vreau să vindec lumea, pentru că văd o lume care se degradează în jurul meu. Și tocmai pentru aceasta m-am născut eu, pentru momentele acestea din istorie, ca să aduc un aport pozitiv la istorie, să fac lumea un pic mai bună, lumea în care mai ai pus tu, familia în care mai ai pus tu. Să-i dau o altă direcție a arborelui meu genealogic. Se poate că la tine în familie arborele genealogic a luat-o pe arătură. Este însă Dar tu ești chemat să faci ceva. Nu aștepta după mentalitatea asta, vă ce fac ăștia pentru noi. Dăm, dăm, făm, făm. Că așa gândește generația asta. Făm, dăm și dacă se poate ieri să le fi avut, nu acum. Nu. Tu, tu, ești chemat să faci un shift. Să schimbi arborele tău genealogic. Caut un om care să stea în spărtură. Doamne, iată-mă, trimite-mă, dar știu că e un preț pe care trebuie să-l plătesc. Ați văzut un cârd de grauri care zboară însă viso, aiurea, zici, dau nicio direcție. Și la un moment dat, unul dintre grauri face o mișcare și tot cârdu vine după el. Toată grupa aia mare de grauri. Poate tu ești chemat la tine în familie, cine știe ce s-a întâmplat acolo, cu câteva generații în urmă, să dai o altă direcție, să aduci binecuvântare peste familia ta. Poți să faci lucrul ăsta. Zice Erebia, sunt prea slab, doamne, eu o Ce zice domnul? Bă, bravo, erevia. Bă, tu ești pocăit, bă, ești berit, Uite ce sberit ești. Mucles, zice, nu mai spune chestia asta, că eu sunt slab tu poți să faci lucrul ăsta, să aduci binecuvântare peste casa ta, peste familia ta. Uită-te la David, trei, patru generații după tine aduci binecuvântare dacă tu ești omul care stai în spătură, chiar dacă doare, chiar dacă e greu. Uite, te a fost ușor la David. Nu, greu. A stat în spărtură. Și uite-te, trei generații mai târziu este un nepot de al lui David care e zavaroș, gândește aiurea, nu merge pe calea tatălui său. Și știi ce zice Domnul? Din pricina lui David nu iau împărăția din mână de la tine, nu te nimicesc. Din pricina lui David. Tu te-ai gândit că poate ești în dimineața aceasta aici din cauza unui străburic de-a tău care a spus rugăciun care a dat un pahar de apă la cineva însetat, care a făcut un bine. Oricât de mic ar fi el, Dumnezeu nu lasă necontabilizat binele Lasă, să știi. Și tu ai beneficii acum. De ce să nu lași tu pentru generațiile viitoare ceva? De ce să nu lași tu? Ceva spiritual o acumulare spirituală, pentru că Dumnezeu toate le contabilizează, toate le acumulează, nu se șterge nimic. Ce spune acolo în Scripturi? Că s-au deschis niște cărți și acolo una dintre cărții, Cartea Dreptului, scrie acolo în judecător, în Iosua. Nu sunt scrise toate lucrurile astea. Unde sunt scrise? În Cartea Dreptului în Cartea Țadicului în Evrește, Cartea Dreptului. Ați citit, ați găsit prin Biblie vreo, vreo carte, Cartea Dreptului. Nu, nu scrie, nu-i niciuna în canonul biblic. Dar Dumnezeu are cărțile astea și la judecata de apoi zice Scriptura că deschide cărțile ca să judece omenirea. Acum, ca tu să faci toate astea, să crești, și să fii biruitor, tipul ține cu noi, trebuie să te corectezi. Pentru că tu nu poți face de unul singur. Poți face ceva de unul singur. Mă să face, zic eu sigur, de unul singur. Că era o vorbă, fiecare cap a produs ceva, în viața a meu a produs mătreață. Tu nu așa trebuie să gândești. Tu trebuie să produci ceva, să faci ceva. Dar trebuie să te conectezi. Poți face ceva fără resurse. Unul singur poate să facă prin sine totul. Cine este acel cineva? Dumnezeu. Tu nu poți să faci prin tine însuți. Tu ești un canal. Și trebuie să te conectezi la surse ca să curgă viața prin tine. Și tu trebuie să aduci viață pe unde te duci. Când străbat aceștia vale a umbrei morții, o transformă în izvoare de apă vie. Aduc viață acolo unde se duc. Aduc viață și binecuvântare. Ăsta ești tu, la asta ești chemat. Dar trebuie să te conectezi. Prima dată, unde te conectezi? Trebuie să fi conectat cu trupul tău. Ia auzi. Știi, noi, noi creștinii suntem foarte influențați de gândirea greacă, care vedea spiritul perfect, lumea ideilor perfectă, Platon are gândirea asta, iar lumea asta materială e groastic. Nu. Și de-aia când Apostolul Pavel o zis de învierea trupurilor în Agora, toți au zis, bă, palavragiu ăsta, du-te bă, cu prostile tale. Cum adică ce e rău să învie? Dar material nu e rea, nici trupul tău nu e rău. Tu îți iubești trupul, că așa zice Scriptura, ci de așa, cu nimeni nu-și urăște trupului, dar unii nu prea și-l iubesc trupul, nu -ți, nu, -ți, nu, nu ți drag de tine. Eu îi întreb pe client, spunem, trei lucruri vreau să vă dimedia. Cât de bine te simți în pielea ta de la 0 la 10? Dacă e sub 5, nu-i bai, e rău. Cât de bine te simți în familie de la 0 la 10? Poți zice, home, sweet home. Dacă nu, e susceptibil să te îmbolnăvești fizic foarte curând. Și cât de uh, bine te simți la locul de muncă, cât de împlinit ești. Dacă și acolo e rău, atunci ești uh, un candidat pentru depresie, pentru anxietate și depresie. Și zici, bă, dacă are problema și dă cu anxiolitice să te liniștești. De fapt, tu trebuie să vezi problema din alt unghi. Nu totul se rezolvă cu medicamente. Se rezolvă cu conectare. Ești, hai să vedem cât de conectat ești tu cu tine, cu trupul tău. Că suntem într-o lume civilizată care nu mai ascultă instinctele. Americanul zice, I have a gut feeling. Adică. Îmi spune instinctul, îmi spune intestinele că ceva nu e în regulă aici. Ăia la școală nu ne învață de asta să ascultăm de gut feelings. Ne, ne învață, ne învață, nu știu câte date acolo, matematice, ecuații complicate. Du dar asta nu ne învață, să fii în contact cu noi înșine. Și uh, mi-a venit ideea asta de la o clientă care spune... Eu nu m-am întrupat. Trăiesc numai aici, la nivelul gâtului meu. Până, până la gât. De acolo nu sunt eu. Nu am coordonarea. Simt că nu aparțin acolo. Și există memorii corporale care scapă de sub controlul tău. Nu? Sau numai mie mi se întâmplă lucrurile astea. Și trebuie să le aduc în contact cu mine. Memorii corporale. Adică te trezești că intestinele o iau rasna, colon spastic. Sau știu ce altceva. Este ceva din tine care îți transmite un semnal. Vigias. Vigias, că ceva nu e în regulă. Tu tot mergi, tot înainte, să bifezi performanțe. Dar corpul îți spune frână, stop un pic, că ai luat-o pe lui, ai luat-o pe arătură și te pune într-un pat, pe la spital sau undeva, ca să regândești. Nu întâmplător îți toate durerile alea prin organism, dar tu nu mai știi să le asculți. Noi nu le mai ascultăm, că repede medicina ne-a învățat să luăm pastila. Trebuie să înveți ca Eminescu. Ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. Învață să asculti ce spune organismul, că e un mesaj care ți-l transmite. Pe care ți-l transmite. Și a tot vă corectează, vă zice. du zici clar, obunește. Pe care, că sună rău dacă zici altfel. Și hai să vezi, de când tu ești mic tu vii cu autonomie foarte puternică pe lumea asta, nu? Așa că vii cu autonomie. Adică drepturile mele să fie împlinite. Să fie împlinite musa. Și copilul începe să urle. E foame? Urlă. Nu se gândește, bă, tata e obosit, săracul, do durbit bine azi noapte, du-cotează, știi, do să strigă acum deloc seara asta. Nu, el strigă, astea sunt nevoile mele Și strigă Dar a, nevoia asta de autonomie Îi în fiecare dintre noi Îi rău să vrei să ai putere Să ai autonomie Baghiarii vor autonomie a, a, Soția vrea autonomie Soțul vrea autonomie Spuneți-mi, îi rău să ai autonomie? Îi rău? Așa e zice la prima vedere că e rău. Dar imaginează-ți la copilul tău, tu îl crești, te bucur de el că e ascultător de tine până la șapte ani, Dar el are deja 30 și săracul tot pe tine te întreabă, dăm și mie 100 de lei că ce să fac acum? Nu stă pe picioarele lui, e bine? N-are autonomie deloc. Poate ăsta să stabilească relații dacă nu are autonomie nu poate să stabilească. Deci există un fundament pentru autonomie la copil. Dar ce se întâmplă? Pe parcursul vieții noastre apare un alt, adică de la început apare și o altă nevoie fundamentală. Nevoia de a fi atașat. Musai să rămân atașat de cineva. Și autonomia și atașamentul se bat între ele. Ai văzut copilul, vrei să-l dai la cineva? rămâne agățat de tine. Și mama zice, mă, iubește numai pe mine, nu te iubește. E foarte atașat de tine, e agățat de tine. Și un conflict între atașament și autonomie de-a lungul vieții noastre. Da, învățăm să călcăm pe autonomia noastră ca să rămânem atașați, să fim plăcuți oamenilor. Și cineva își cere să faci un lucru și tu ce zici? Sigur că da, dar totul în tine, the gut feeling spune, nu fă asta, vă, tu auzi. Dar tu zici, da, sigur, sigur că da, 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 slavă Domnul, sigur că fac asta, în numele Domnului fac. Și când te duci de acolo, a, urli. Na, are valoare binele la pe care l-ai făcut tu ai călcat pe autonomia ta, tu nu știi să spui nu. N-are valoare bine ăla. Și sunt unii care tot așa fac bine de ăsta la nesfârșit, tot calcă pe ei și numai se trezesc cu atacuri de panică. B -b 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 bate inima că nu știi ce cu tine. Crezi că întâmplător bate inima așa și ai atacuri de panică. Tu te-ai scos pe tine din ecuație. Poate ai și versete biblice să te convingi, să-i pui pe alții mai presus decât pe tine, nu? Să te convingi cu Biblia. Dar mațele spun, păi, nu-i bine ce faci, mă. ascultă la mine. Trebuie să înveți să ții lucrurile astea în echilibru. Și stau de vorbă cu un domn și zic, oare ce ne spune inima ta că bate așa iurea și uf, Zice, mă, inima îmi spune că a, a, de când îmi bate așa, îs atent și la mine, zice. Că până acum copii, socri, a, business toate sunt importante. Și în sfârșit, inima îmi spune, hei, sunt și eu aici, hei, oprește-te, vine azi, fii aici, ai mare atenție. Înțelegi? Deci trebuie să asculți instinctele și să vezi ce, regle, ce trebuie să reglezi tu acolo. Ce îți transmite inima ta, ce transmite reumatismul tău. Că nu întâmplător ai tu toate bolile astea, nu întâmplător. Se poate că ai refulat foarte multă mânie. Și societatea în care trăim noi, spune mă, noi suntem civilizați trebuie să îți reprim câteva emoții. Furia, dacă mi-aș exprima eu furia aici, ce a zice, bravo, ez o pastor, ur, ăsta e pastor adevărat, nu? Dacă mi-aș exprima. Dar vă să aminte cu și-o exprima voi sebâria. O rup Biblia bucăți în fața lor. Nu? Ce zici? Îl mai alegi pastor peste data viitoare. Dulba, alegi pastor, că e foarte mânios. De deci societatea asta spune: nu-ți nu arăta mânia, nu-ți uh, nu, uh, arăta supărarea că e supărat, îmbufnat și nu-ți arăta fricile. Dar organismul spune în locul tău că ți frică. Ai văzut animalele care li frică, care au scăpat dintr-un pericol, cum tremură. Dar și tu, și tu, ai tremurat, nu? Ai tremurat vreodată. Nu ai tremurat. Că eu am tremurat de mult, mai ales cât bă la matematică vă scotea la tablă, tremurau mâinile de dubă și după îi vedeau ideile. Și tu trebuie să fii tare, că așa trebuie să arăți lor din jur, că ești tare, invincibil, nu? E o rușine să-ți arăți tu chestiile astea. Dar uită-te la omul lui Dumnezeu David cum învață să-și descarce mânia. La psalmii de imprecație, ați văzut psalmii de imprecație? Dar când tu ți arăți mânia ca să-l distruși pe celălalt, e rău, se întoarce împotriva ta. Dar David se duce într-un loc unde nu-și arată mânia, dar ăsta îl persecută, Saul, de nu-i adevărat. Și ce sentiment ai când te persecută cineva așa? Slavă Domnului! sufăr pentru Domnul. Nu-i mai mare bucurie. Nu asta e. Te mâni, îți crește tensiunea. Și uite-te la David în psalmă, acum zice să se sfărâbe dinții, să bu... Dar în fața Domnului se descarcă. Și când se întâlnește cu Saul, nu, a, nu mai are mânia asta, ci zice vă, Saul, puteam să te lichidez, dar nu te-am lichidat acolo în peșteră nu se o descarcă pe el, și o descarcă înaintea Domnului. Tu trebuie să te duci cu fricile tale să le administrezi. Nu mai știm să ne administrăm fricile, le băgăm la demisol și ne îmbolnăvim. Tu trebuie să intri în contact cu trupul tău, să-l asculți. Pentru că e un cadou extraordinar de la Dumnezeu. Sfântul Laurențiu a zis despre trup măgarul inspirat de filosofia asta greacă. Dar tot ce a făcut Dumnezeu e bun, nu e măgaru. La sfârșitul vieții a zis, prietenul meu măgaru. Prietenul meu măgar, Mă, ăsta e chiar important. Tu știi că ai așa putere, conform ecuației lui Einstein, E egal cu ce pătrat. Tu ai, ești o masă de energie. Tu știi că ești o masă de energie dacă am aplicat pe tine ecuația lui Einstein, dar ar trebui să-ți dizolvăm trupul atunci, tu ai putea să încălzești Clujul câteva săptămâni, numai tu singur, cu masa ta corporală, dacă ai 80 de kg ca mine. Și cici. Da. Ai putea să încălzești Clujul câteva săptămâni, ai energie. Oare nu-i nevoie de energia asta? Tu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu beteg fiind. Poți? Tu ai nevoie să te vindeci. Dar pentru asta e nevoie să intri în contact cu tine însuți. Și ce mai trebuie să faci tu? Nu numai cu trupul să-i asculți semnalele, ci să o să ajungi expert până la urmă în descifrarea semnalelor. Uh. Vezi că noi raționăm totul. Noi raționăm. Descartes a zis cogito ergo sum. Cuget, deci, exist. Și totul se reduce la rațiune. Nu mai ascultăm sentimentele că le înăbușim și sentimentele tale înăbușite și după aia raționez. De exemplu, te-a supărat cineva din familie. Și imediat raționez, împingi supărarea cu argumente raționale, o împingi la demisor. Zici, da, Domnul spune să nu facem așa, să nu ne mâniem sau așa. Și uh, sentimentele alea se transformă în senzații și în energie, de fapt. Poți să anulezi energia, există o lege a fizicii. Nimic nu se creează, nimic nu se pierde, totul se transformă. Emoțiile la energia aia emoțională, tu o transformi în bolă. Dacă nu o duci la suprafață și nu o prelucrezi înaintea Domnului. Înțelegi ce trebuie să... Nu mai insist că o să ziceți că sunteți la un curs de psihosomatică. Mergem un pas mai încolo. Un pas mai încolo, dar totuși trebuie să îl las pe Descartes cu o idee. Descartes m-a împărțit, m-a redus numai la rațiune. Ar trebui să zicem așa, intuiesc, simt, gândesc, cred, deci exist. Nu numai gândesc, deci exist. Ar trebui să te conectezi la inima ta. La inima ta să te conectezi. Este un verset care zice așa, Inima îmi spune din partea ta. Inima îmi spune din partea ta, Doamne. Și ce trebuie să fac eu? Să mă conectez la ce îmi spune inima. Nu numai de trupul meu trebuie să mă îngrijesc și să mă conectez la el, trebuie să o fac și la inima mea. Dar o să vii cu un verset și o să zici din inima ies gândurile rele și o să-mi dai citatul exact din Marcu de la capitolul 7, de la versetul 14 până la 37, că de acolo ies lucrurile rele din inima mea. E adevărat? Înșelătoriile, curvile, lăcomile, toată spurcăciune. E adevărat că sunt și ele acolo în inimă la mine. Și ce trebuie să fac? Să fug de ele. Asta e lașitate să fug de ele. Nu trebuie să fug de ele, ci să stau acolo în prezența lor. Wow! De obicei, ca să ai energie foarte mare, va trebui să treci prin iarna sufletului. Că noi suntem la modă tot cu Red Bull acum, nu? Adică să ai energie. Dar nu-i mai bine, ne spun ăștia, să bei Red Bull Că-i susții pe austrieci Că-i firma austria Nu mai bea Red Bull, bea altceva În loc de Red Bull Să-i pedepsi pe austrieci, așa ni se spune Dar tu trebuie să fii tot timpul energizat Tot timpul în priză Tu te uiți la copaci Sunt tot timpul pe rod tot timpul dau ceva. Iarna zici, bă, ăsta nu mai face nimic. Ăsta moare, nu o să mai aibă viață, parcă niciodată în el. Tu ai nevoie de iarna sufletului tău. Să te ducă Dumnezeu în iarna sufletului tău să-ți cunoști inima. Și acolo o să te apuce Damblaua, că e deșertul existențial. Ce a făcut Dumnezeu cu Hristos imediat după ce l-a confirmat ca și fiul său? Ce a făcut? Unde l-a dus? În pustiu și erau numai trupe de închinare acolo, era numai masă frățească, îngeri, Duhul Domnului, numai bine. Ce era acolo în pustiu? Știi ce era acolo în pustiu? Demon. Demon, o să fie foarte fain la închinare duminica, dar luni s-ar putea să intri în pustiu existențial, să te întâlnești cu umbrele din tine. Fugi de ele. Noi ce facem? Fugem la, fugim la frigider de ele. Fugim pe gadget să nu stăm în contact cu noi înșine. Ai tăria și oprește-te. Unde fugi așa? Fuga îi rușinosă, dar sănătosă, zice proverbul românesc. Nu mai fugi de tine, oprește-te și stai cu monștreștea interior. Socrate a zis așa, cunoaște-te pe tine însuți. Hristos a zis, leapădă-te de tine însuți. Cine a avut dreptate? bineînțeles că o să ziceți Hristos, că sunteți la biserică, nu? Nu o să ziceți Socrate, a avut dreptate. Dacă era în Areopagus aici, ați fi zis Socrate, a avut dreptate. Vreau să vă zic că amândoi au avut dreptate. Și Socrate și Hristos au avut dreptate. Cum să te lepezi de tine însuți dacă nu te cunoști pe tine însuți? Și cum te vei cunoaște pe tine însuți dacă nu te duci în pustia existențială? Și culmea, ca și iarna, știi când se consolidează rezistența copacului? Nu vara, ci iarna. Și știi când se consolidează caracterul tău și fibra ființei tale? În iarna existențială, în deșertul existențial, când te duci acolo și nu te tem. Ai curajul să te duci acolo. Și acolo o să te conectezi la energiile astea care vin din câteva generații. Am zis că tu ești chemat să-ți corectezi generația, poate. Arborele genealogic. Acolo o să vină seva brută, știi că la arbore, ce face arborele? Se înfige în pământ și de acolo scoate seva brută. Și frunzele ce fac? prelucrează seva brută și o transformă în sevă elaborată și hrănește tot copacul. Vine energia vitală din generații în generații. Noi suntem formați între apele de sus și apele de jos. Aș citit în Genesa că există apele de jos și apele de sus. care e simbolul apei? Dă ce? Întreține viața. Și când s-a deschis pot, a, 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 la potop, s-au deschis și adâncurile și șovării și de sus. Care sunt apele asta de sus și care sunt apele de jos? Apele de jos e energia trupului tău, te-ai format în apă, în lichidul amniotic, nu în pântece la mai, mai ta. Și apele de jos înseamnă și suflul la care l-a dat Dumnezeu lui Adam, primul om. Suflul la unde a venit? La următoarea generație? La următoarea generație și uită la tine aici. De unde ai tu viață în tine? De unde funcționează psihicul tău de fapt? Știi cine ești tu? Ești un mozaic al energiilor arborelui tău. Se combină în tine într-un mod unic. Nu mai există nimeni ca tine. Și ăștia cu parenting-ul, sunt experți în parenting acum. Aveți grijă, vigează toc. Aveți grijă cu experți în parenting. Ăia, unii dintre ei, și în business, conduc o mașină cu mâna ei pe geam, așa sau știu, conduce și dă trei pași ca să fie de succes. Ul, pas, ur, ați văzut de asta? Pasul 2, pasul 3 și el îți spune că așa de eficient el, că și în trafic el nu pierde timpul aiurea, îți spune ție cum să fii de succes. Și ăștia pe, cu parenting-ul îți spune cum să se duci tu copilul să fie super inteligent totodragom. Păi îi pui, bach, nu Mozart, că iarăși cu austrieții. Îi pui îi pui muzică clasică, îi pui muzică clasică și ăla să vezi dumă cum îl stimulezi tu și așa inteligență, beton armat iese. Și când îi mic, deja îl duci la limba engleză, îl târăști la limba germană, la pian, îl înnebunești cu o grămadă de stimulări de la și să vezi ce inteligent va fi ăsta la 40 de ani, sau burnout mai exact. Nu inteligent. Și dacă dă faliment copilul, părintele zice, extraordinar ce-am dat o în bară, n-am fost un designer, un inginer al inteligenței lui bun. Și începe să se culpabilizeze părintele. De fapt, tu. Nu ești un inginer al copilului tău. Și, uh, by the way, la un moment dat, suprastimularea asta îl determină să se decupleze. Pff, nu mai primește nimic, că e supra-solicitat, înțelegi. Tu nu ești inginer. Tu trebuie să asculți ce zice scriptura, zice, să-l crești pe copil în calea așa. Domnului, zicem noi, și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Dar, în originalei pe calea lui proprie, tu știi că fiecare are o cale proprie, dar tu vrei să-l faci, nu știu ce geniu vrei să-l faci tu. Tu nu trebuie să-l faci geniu, tu nu ești inginer, tu ești un pastor, shepherd. Tu trebuie să creezi cadru, să creezi atmosferă cât mai bună și ceea ce este El va deveni în cele din urmă. Că în El sunt energiile și destinul care l-a pus Dumnezeu. Tu creează cadru să fie la tine home sweet home. Numai atât ai de făcut. E greu să faci asta, să creezi cadru. Creează cadru și El o să se dezvolte singur. Și unii o dau în bară. toi ai creat cadru și o dau în bară. Nu știm ce energie au fost acolo care l-au canalizat pe Nu ești tu de vină. Mi-aduc aminte că eram un tânăr pastor și primeam pe oricine la biserică. Acum l mai face la fel membrii de la alte biserici care s-au certat cu conducerea Țapi de astea, țăp, berbeci, țăp, o grăvadă. După aia am avut o problemă. Și m-am dus la un pastor, zic, vă, îmi dai membre ăștia că vor să vină la mine. Un pastor mai bătrân. Zice, slavă Domnului, nu mai ai pe încă unul, mai am, îți mai dau și pe ăla. Nu, nu, nu m-am gândit eu prea tare atunci. Zice, și te salut și cu un verset din Eclesiast. Ce a strâmbat Dumnezeu, omul nu mai poate îndrepta, înțelegi? Înțelegi? Deci tu doar trebuie să creezi cadru, că-ți reușește, că nu reușește, asta este responsabilitatea ta, să creezi cadru. Și am zis că ești tu un rezultat unic al arborelui tău genealogic, Se se vin energie acolo. Spunem un copac care nu este ancorat în sol, poate să dea fructe, poate să aibă viață. Vezi că noi suntem o generație de oameni dezancorați. Ne duce ăștia, ne mână și ne adună, de nu ne vedem. Bunica era aia care nu trebuia să stai cu cheia la gât îți transmitea valorile culturale ale familiei, tradiția familiei, spiritul familiei, te înrădăcina în, 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 în familie la tine, în, în arborele tău genealogic. Acum cine face treaba asta? La creșă. Sau cum îi zice acolo, că îl, de, îl ducem la trei luni deja, că trebuie să fim de succes, nu mai avem vreme să stăm cu copilul, să investim afectiv. Și doamna aia poate să iubească, vă întreb eu așa, ca neștiutorul, se poate aia să iubească 30 de copii acolo. Ce ziceți? Și ne mirăm de ce avem oameni cu atacuri de panică mai târziu și cu probleme. De ce vă mirați? Nu era nevoie de psihologia cu 100 și ceva de -a. Acum ai nevoie. Că ți dezrădăcinați oamenii, înțelegi? Sunt dezrădăcinați. Asta e marea problema noastră. Și tu trebuie să te înrădăcinezi. Că, că au fost buni, că au fost răi, înrădăcinează-te. Ești român. Să nu-ți fie rușine. Chiar dacă nu te-au lăsat ăștia spațiul Schengen. Ești maghiar, să nu-ți fie rușine. Te vaci jido, să nu-ți fie rușine că ești evreu, înțelegi? Înrădăcinează-te, fii ceea ce e. Nu încerca să fie altceva. Ți rușine că ești român dacă te duci dincolo. Să nu-ți fie rușine. Fii de. Ăsta e arborele tău cu bune, cu rele. Ăsta l-am, cu ăsta merg înainte. Și uite-te, Daniel avea un arbore spurcat. Avea un arbore genealogic, nu prea cașer. Nu era coșer. Și în Daniel 9, el se întoarce spre arborele lui, că spune în Maleahie, așa spune Scriptura în Maleahie, voi întoarce inima părinților înspre copii și inima copiilor înspre părinți, ca să nu nimicesc. Înțelegi? Deci, tu, ca părinte, să-ți întorci inima pe, spre copil, nu să-l faci geniu, ci să întorci inima spre el Și copilul trebuie să întoarcă inima spre părintă. Dacă arei părintele tău, numai la care te-a născut, zice, părinții noștri, Avram, Isaac și Iacov, În o întreagă linie genealogică. Tu trebuie să te întorci spre linia genealogică. Și uite-te ce face. Daniel. Ce face Daniel la linia lui genealogică? Spune așa Daniel, Doamne, ni se cuvine să ni se umplă fața de rușine, că uită-te ce cu noi și se pune și pe el acolo. Dar am o întrebare, era el de la Cicoș, neam prost? Era el neam prost? De ce zice el că ni se cuvine să ni se umplă fața de rușine? Înțelegi, El se conectează la energia arborelui Lui. Își asumă că curge energia și sângele vostru prin vene pe la mine și eu le aduc înaintea lui Dumnezeu să le sfințesc. Înțelegi? Le aduc acolo să mă conectez la apele de sus. Tu nu poți produce dacă ești ancorat numai la apele de sus. Noi dăm sus și tare tot cu Dumnezeu la că ne conectăm la Domnul, dar nu-i suficient. Trebuie să te conectezi la trupul tău, trebuie să te conectezi la inima ta, la apele de jos. Și atunci vei fi productiv și la apele de sus și la apele de jos. Și ce se întâmplă când face Daniel conectarea asta? Împăratul persilor zice, evrei să plece acasă. Gata, s o deblocat ceva. Dumnezeu deblochează că s-a blocat ceva spiritual în cer și rugăciunea lui Daniel a deblocat. Să nu înțelegeți că s-a rugat pentru iertarea morților, pentru iertarea cum se întâmplă în anumite tradiții. Du, S-a rugat pentru deblocarea unei energii vitale, înțelegi? Mi-aduc aminte că am avut un vis. În visul ăsta, un premergător de-al meu, antecesor de-al meu, era într-o stație de autobuz. Eu eram în autobuz, fericit că merg înainte. Și acolo zic la șofer: oprește domnul să iei și pe aici. Oh, și mă simțeam rușinat că e membru ăla. Sunt pe linia ta genealogică oameni care ții rușine de ei să știi că te determină rușinea aia, să mergi într-o anumită uh, uh, direcție. Trebuie să te întorci spre rușinea aia, să vezi cum o rezolvi, ce faci cu ea. Că s-ar putea să te determine să nu joci rolul pe care trebuie să-l joci tu. Hai să dau numai un mic exemplu. Unul, uh, l-am pus să deseneze arborele genealogic. Și zice, bunicul era un fixist de te scote din minți. Tata își visă. Nimic. Totul îi vraiește la el. Și tu zic, fixis, toate creoonele trebuie să fie aranjate, haina să stea impecabil. Întreb, îi liber omul ăsta sau nu e liber? nu e liber. Cine l-a determinat? Vezi că e o chestie de la arborii genealogii. Unul merge într-o extremă, celălalt în alta. Atâta vreme cât tu nu cunoști, nu iei legătură cu astea, tu zici că ești liber. Așa să crezi tu că ești liber. Nu ești liber. Trebuie să te întorci acolo și să acknowledge, să copciol, a, am, a, ok, știu care e. Și să te conectezi la apele de sus, la Dumnezeu ca să vină vindecare acolo unde nu este vindecare. Și revenind la pisici, zic, da, ă, la vis, zic, da, s-a urcat ăsta, au s a urcat, mi rușine cu persoana asta. Și împreună au urcat trei pisici de la urâte, negre, și s-au dus prin tot autobusul. Și acum eu eram penibil. Cum scot eu astea trei afară de aici, din autobus? Și m-am E un mesaj foarte puternic, că zice Scriptura, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama, vorbește în vise și așa. Omul nu mai ia seama, că e prea grăbit să realizeze un venit de 5.000 de euro pe lună sau măcar de 1.000 de euro pe lună. ăsta e scopul existenței. Și ești deconectat și după aia te miri de ce am depresie, de ce am anxietate, de ce m-am îmbolnăvit. Atenție! Învață să gândești un pic diferit lucrurile. Și acum mă apropiu de încheiere. Știu că, de fapt, acele trei pisici sunt trei probleme trei pattern de gândire și comportament care vin de la antecesor și dacă nu le rezolv, le trivit la următoarea generație. Trebuie să fac ceva. Și cel mai important, conectarea la apele de sus. Zice Scriptura în Ieremia la capitolul 20, versetul 9. Ieremia are energia asta, că e conectat la Dumnezeu. Dar există o altă energie care îl blochează. Energia care vine de la comunitate, de la societate. Că noi vrem să fim pe placul celorlalți. Am zis că este o tensiune între autonomie și apartenență. Vrem să aparținem, să ne iubească toată lumea. E greșit. Și se dă o luptă în Ieremia, în inima lui și zice în versetul 9, dacă nu voi pomeni de el și nu -o, o să mai vorbesc în numele lui. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. Ieremia este conectat la o energie, energia care a făcut tot pământul ăsta energia care ține toate lucrurile la oaltă, că toate au fost făcute prin El și toate se țin prin El. Ieremia e conectat acolo și nu poate să închidă focul ăsta. Tu știi că ești aici în seara asta, în dimineața asta? De ce am zis seara? Nu există accident. Dar nu vă spun acum de ce am zis seara. Ești aici în dimineața asta și crezi că u, am o doctrină creștină. Și dacă ai o doctrină creștină, inevitabil ești conectat și la energia dumnezeiască. Nu este adevărat. Că ideologia nu neapărat e o garanție că ești conectat la sursa care trebuie. Ați auzit de... Uh, garda arhanghelului Mihael. Ați auzit? A arhanghelului Mihael promovau principii creștine. Erau oare de la Dumnezeu? Da, de Clu, Clux Clan, ați auzit? Știi ce pancartă au ei acolo în spate? Jesus saves. Dumnezeu salvează. Erau conectați și la Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura în Apocalipsa despre o sinagogă a satanei? Dar toate bisericile sunt conectate la Dumnezeu și venim cu chestia asta, dacă crește biserica, înseamnă că sigur suntem conectați la Dumnezeu, nu? Așa gândim. Creșterea, succesul, sunt niște indicii că suntem conectați la Dumnezeu. Dar am o întrebare sau progresul, e conectarea la Dumnezeu. Cancerul, ce înseamnă? O creștere, nu? Un progres. Ei bine? Cimitirul crește? Crește și cimitirul. Dar cu borți, nu cu vii. Deci ideea e că eu trebuie să mă conectez la Dumnezeu dincolo de ideologie. La energia asta vitală. Și fii atent, că în locurile cerești, zice Apostolul Pavel, există energii pure. Energii pure. Ce înseamnă energie pură? Energia pură nu are existență. Dumnezeu există. Nu există. O să fii șocați. Dumnezeu nu există, Dumnezeu este. Este o mare diferență a exista și a fi. A exista înseamnă că ocupi loc în timp și spațiu. Tu ocupi loc în timp și spațiu. Înseamnă că existi. Dumnezeu ocupă loc în timp și spațiu aici. Nu ocupă loc în timp și spațiu. Dumnezeu are nevoie de canale prin care să se materializeze. Și Apostolul Pavel zice noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva cosmocratores. Cine sunt cosmocratores? Energiile astea pure, puterile și domniile văzduhului. Și se poate că tu te conectezi la o putere de asta. Vii ai grijă. Și nu la Dumnezeu. Trebuie să fii atent la ce te conectezi. Evrei erau conectați la Baal și zice Domnul lui Gedeon, Gedeon dragă, rupe-l pe Baal bucăți și abia atunci o să se întâmple ceva cu izbăvirea care o dau poporului. Și Gedeon la rupe Baal pe Dumnezeul ăsta. Cine este un Dumnezeu, practic? Știi cine este un Dumnezeu? Tot la, la ce te conectezi tu pentru viață, pentru pace, în afară de Dumnezeu. Se poate să fie o persoană. Tu te aghezi de o persoană, nu de Dumnezeu. Se poate să fie un job, se poate să fie banii, orice pui mai presus de Dumnezeu, ăla ai Dumnezeul tău la care te conectezi tu ca să existi. Ca să te poți conecta la Dumnezeu cel viu și adevărat, îi să scoți idolii afară și să te legi numai de Dumnezeu. Și când ai făcut lucrul acesta, tu ești un canal prin care se scurge puterea lui Dumnezeu ca să vindece lumea. Și cum, vești, cum vom ști noi, și cu asta închei, cum vom ști noi că tu te-ai conectat? Că ești de succes? Că, știu că ai doctrina corectă? Nu, știi cum vom ști? Că ai bucurie. În interior. Simți că s-au aliniat planetele. Dar nu totdeauna e ușor să ajungi la bucuria aia. Trebuie să treci prin deșertul existențial. Cum mai știm noi că te-ai conectat la adevărata sursă? Știi cum mai știm că te-ai conectat la adevărata sursă? Ai bucurie, ai pace, iubești. Satan poate să iubească. E inteligent dar nu poate să iubească. Tu ai pace, bucurie și smerenie. Și smerenie. Că dacă n -ai, satan poate să fie smerit, nu poate să fie smerit. Când vei fi smerit și ai bucurie și iubești cu adevărat și simți că ești un canal prin care curge viața, Știm că te-ai conectat unde trebuie să fii conectat. La apele de jos și la apele de sus. Vine vindecare, reparare interioră. Dacă nu-i toate astea, ești deconectat de undeva. Poate că ai doctrina corectă, poate că ești de succes, dar ceva nu face clic în interiorul tău. Vezi de unde ești deconectat și reconectează-te. Eu v-am zis numai trei conectări, nu sunt exhaustiv, sunt mult mai multe conectări, dar v-am zis trei care sunt cauzele pentru care oamenii nu au viață în ei, îi secătuiți. Astea sunt cauzele pentru care nu au viață. Câteva dintre cauze. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Isten áldjon, vigyázzatok magatokra. Aveți grijă de voi. Dar Înainte de a termina, te întreb cu ce idee mergi tu, de aici, oare? Știi că un pastor pot, sau un, un predicator poate să zică și prăpăstii. Și poate cu unele nu ești de acord. Vă, ai luat-o pe arătură, toto dragă. Sau asta-i pentru mine, o. Oh. Sau știu. -o. În timp ce ziceai asta, mi-a venit o altă idee. Cu ce idee sau cu ce sentiment mergi de aici? Vezi ce sberit sunteți. Sunteți colectați la sursa corectă, înseamnă. Cu ce idee te duci? Cum? Să ascult instinctul mai des. Eu după 40 de ani am fost mai de succes. Până atunci nu prea. Alcineva. Dumnezeu, Dumnezeu este. Dumnezeu este. Mai este o idee. Suntem responsabili de ceea ce transmitem. Ok. Mai este? Să nu ne fie rușine de cine suntem. Ăsta sunt eu. That's it. Dar nici să nu mergem în extrema aia la altă. Choc in doc. Eu știu. Dar să nu ne fie rușine. Cum? să fim acel ce stă în spărtură. Ok, v-ați dat drumul, îmi place. E foarte bine, mulțumesc.